Un crâmpei din portul popular românesc va fi adus în Țara de Sus, la Casa Ostra din Muzeul Satului Bucovinean. În baza parteneriatelor încheiate între Muzeul Național al Bucovinei, Muzeul Oltenei Craiova și Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, zeci de costume populare specifice fiecărei zone vor putea fi admirate în expoziția temporară Identitatea Românească, portul popular din Maramureș, Oltenia și Bucovina, organizată în Muzeul Satului Bucovinean. O expoziție de excepție, care cuprinde portul popular tradițional specific fiecare zone etnografice, constituind o panoramă asupra diversității costumului popular românesc, își așteaptă, începând de vineri 18 iunie, vizitatorii. Deși prezintă o impresionată unitate în ceea ce privește elementele sale fundamentale, materia primă din care este realizat croiul, dispunerea ornamentelor și cromatica, portul românesc tradițional cunoaște diferențieri zonale care îi sporesc farmecul. Expoziția organizată în Casa Ostra din Muzeul Satului Bucovinean va fi accesibilă publicului în perioada 18 iunie 30 septembrie a anului curent. Oh, din sigret până în botiza, măi, do-